Ok, acum puteți spune. Deci, numele meu e Roșu Jupolo. Sunt un crescător de animale deosebit. Iubesc foarte. Ai sota matale? Da, iepele mele de câte 3 ani. Vinete montate cu frizian care am acasă, le-am montat. Dacă se găsește cineva, le pun, dacă nu le duc acasă. Da. Uitați trăsura acolo. Pune și pe trăsură. Am filmat trăsura. Spune-mi despre prima. Are 3 ani jumate și aia 3 ani jumate. Da, pleacă pe câte 4 ani. Amândouă sunt montate cu frizian. Sunt de la Pitești, mai am 18 cai acasă, am arab, am andalus, am lipițel, am toate rasele de cai, dar circulăm în toată lumea pentru prietenie, pentru omenie, să ne mai întâlnim ca prieteni, ca oameni, dar mai schimbăm total, vorbă, mai avem un suc împreună și să fie viața frumoasă. Acum mă aflu aici la Suceava. La acest târg. Cum vi se pare târgul? Foarte frumos, organizat foarte frumos. Am fost la prietenul nostru, la domnul Grigore Tonuț, de ieri, am dormit acolo la dâns. Au fost mulți negustori crescători de cai, de la Ploiești, de la Pitești și din Cluj. Ne-am întâlnit acolo. Am stat la un șpriț, la un grătar, la o discuție frumoasă. Da. Un preț pentru... Pentru acestea pe amândouă, am cerut vreo 10.000 pe amândouă, da. Asta-i 6.000, aia e 4.000, dar mai lăsăm. Da, foarte blânde. Oh, o lata. Blând. Și obosite după drum, de potcovite, de aranjat. Organizez și eu la mine, vine mereu și la mine acolo, la Miocveni, toată lumea. Mă cunoaște toată Europa și străinătate și România. Astea cu caracter frumos. O zi bună, spor la vânzare, mulțumim. Și mersi mult! Mulțumim! Mă pui acolo pe YouTube. Bagă și numărul meu, 0758. Spune-ți numărul. 0758-344-628. Roșu Jupun, de la Mioveni. Așa, să pui și trăsura, că e tot ala, auzi? Domnul a spus că vrea 7.000 pe ea, vreți, nu? Da. Am cerut 1.000, dar cu 7.000 o dăm. Da, trebuie să-i mai lăsăm și la om să... Da, da. Da. Una ca asta costă 10.000, 11.000. Da, da. Eu dacă am bani, sunt miliardar, nu mai mă uit că pierd 3-4.000. Să ia alții să se plimbe și eu. M-am plimbat și eu de 2-3 ori. Asta e pentru plăcerile noastre. Și cățeaua o am frumoasă, uite, am cumpărat-o. Ai văzut-o cățeaua? Nu am văzut-o. Hai. Bela! Hai, Bela! Ah. A, păi, noi nu avem... Hai, nu faci nimic, nu? Nu, no, Bela, Bela, fii cu minte, Bela. Na. Cât ați dat pe ea? 1000 de euro, e 450 de euro un cățel de 2 luni. E foarte cu minte, Bela, are pașaport, tot. Foarte cu minte, domnul Codie, știe să dea mâncare la animale, iubește animalii. Ce să faci? De băiat cu minte. Da. Așa trebuie, fiecare om trebuie să aibă caracter frumos. Ia uite, uite ce bea Roșu Jupun, apă, alcool nu consumă. Mai târziu, mai pe seara, acum e prea cald. O, de 10-15 ani, poate 50 de grame, așa, la
la țuți, cum să zice.